сдал мне бы. Gratis? Gratis? Gratis. Very good. Huh? Bine. Ai bine. Salutor și bine ați revenit la un nou clip din Terraria. După cum am spus într-un clip anterior, am mutat toate rezultatele din beci. Așa că aici a rămas gol și am decis să fac câteva modificări. O să vi le arăt și vouă. Iar în primul rând vom începe cu camera asta. Camera în care țineam familia de șoareci africani. Bine, și în următoarea țineam familia de șoareci africani. Numai că aici am decis să mut peste iarnă rozătoarele celelalte, adică iepurii și înșila, pentru că o să fie destul de rece. Am vrut să eliberez în primul rând anexa, pentru că acolo am nevoie de spațiu. Și o să vi le prezint pe astea, plus că ori aici, ori în camerele celelalte, vor veni peste iarnă și țestoasele de apă și de uscat, plus cornii care vor intra la iernat, pentru că aici teoretic se păstrează o temperatură foarte ok, între 10 și 15 grade, când afară este destul de rece. Chiar și acum cred că sunt undeva la vreo 20 de grade, chiar dacă nopțile sunt destul de rece, sau poate un pic sub 20 de grade. N-am adus încă un termometru să verific exact, dar în mod clar o să pun aici un termometru pentru că vreau să știu exact temperatura care este în bici. Bun, până una alta, hai să vă arăt animăluțele de aici și să prind musca asta grasă. Arată. N-am mai rămas cu foarte multe bestii și aici am două pufășiți, doi băieței de șinșilă. Au, ce supărat ești! Unul l-am de ceva vreme. Am avut femeia bej care din păcate mi-a murit, a rămas mai mult timp la țară și l-am adus într-un final aici. Iar celălalt este primit donație, nu știu, mi se pare că ăsta mic e primit donație și ăsta mare e cel pe care l-am avut eu. Nu știu, mă? Ok, du-i circa. În fine, partea bună e că se înțeleg bine. Da. De ce ești așa supărat? De ce ești așa supărat? De ce ești așa supărat? Partea bună e că se înțeleg destul de bine. Ușca asta e relativ ok, pentru ei nu e fantastic de mare, dar cred că e relativ suficient momentan. Ei vor sta aici următorii ani, probabil foarte mulți ani. La bine. Am prost obicei animalele pe care le primesc donație să nu prea le dau. Eventual, dacă găsesc o casă bună, le dau donație, dar în mare parte nu. Aici e Lucy. Lucy. Lucy care are aproape 2 ani de când este la mine. Ea a fătat de vreo 2 sau 3 ori și niciodată n-a avut grijă de puișorii ei. Din păcate, din păcate. Este o dulceață de fetiță. Foarte iubibilă. Și foarte cumințică. Hei, Lucy! Da, luminozitatea nu e foarte bună aici în cameră. Bun, sus aici avem un băiețel de berbec pitic cu care a și făcut pui Lucy. Ciufulitul ăsta care să nu pârlească. Mai am ce cu genunchi, prieten. E un pic mai nervos câteodată. Mai și de să mă mușc din când în când. Dar în rest e ok. E mai măricel decât Lucy. Și mai gras. Și mai gras, și mai gras, un băiat gras. Un băiat gras. Fain. Mamă ce cu cel. Păr de pe el. Și sus aici. Cam gras să-l scoat. Pe domnul Șușonel. Șușonelius. Burdumacul ăsta. Chiar e super cumințel. Că mai am evenimente cu copiii. Unde e solicitat și un iepure. El și cu Lucy sunt cei care merg mereu pentru că sunt super cuminți. Iar aici, niște șoareci de laborator. Trei femeluțe, din păcate masculul a murit, am tot zis să iau un mascul. Am vor sta aici, o să încerc să scot câțiva pinky și să sper că vor mânca și cornii mei. În camerele astea, aici a rămas racul ăsta, pe care va trebui să-l scot de aici. Să-l duc în anexă și să îl modific. Pentru că prin plasa asta șoareci africani ies. Pentru că sunt ochiurile destul de mari, ies șoareci, ies pui de șoareci africani. Și va trebui să pun o plasă mult mai mărântă. Iar aici, unde erau șobolanii, sunt foarte multe chestii.
Stau și mă întreb cum dracu au intrat toate astea în anexă. Și încă mai sunt câteva chestii în anexă. Cutii de pui care vor rămâne aici pentru la anul și lemne pentru terarii, cutii de polistiren, acvarii pe acolo prin spate. Apropo, dacă e cineva care are nevoie de niște acvarii micuțe, poate să vină să le ia. Mai am o cușcă mare acolo și, de fapt nu, aia e mai mică, de sub e una mai mare. Acolo aș vrea să iau o pereche de porcușori de Guineea. Chiar dacă fac multă mizerie și mănâncă mult, e doar de o familie de guinaci. Ușa de la cameră, unde am exoterele și multe alte chestii care vor rămâne aici. Incubatorul, diverse altele. Bun, hai să mergem în anex. Am eliberat-o. Anexa am eliberat-o. Toată zona asta va rămâne goală, unde va fi decât circularul pentru a putea lucra. Asta e masa. Masa de lucru pe care o aveam la rozătoare, la țară. Ceva vegetale pentru vegani. Și domnul Codiță, pe care imediat o să-l iau, să-l curăț și o să vă explic, o să vorbesc un pic despre el. Și aici vor rămâne numai chestiile pe care le voi folosi în mod constant pentru a face terarii, scule, șoricelul, autofiletantă, barmașină, bucăți de aluminiu, bare întregi de aluminiu, plasta metalică pentru racuri, pământ, perlit, ce mai am acolo, biluțe de argilă, turbă, etc. etc. Deci tot felul de chestii care am nevoie pentru terarii și, bineînțeles, asta pentru pachetat, cutii de trimis șerpi prin țară. Păsăroii momentan stau aici, dar va trebui să-i bag imediat în perioada următoare în casă. Însă, înainte de asta, va trebui să-i scot din cușca asta și va trebui să curăț foarte bine cușca, pentru că sunt niște jigoși. Da, Kiwi. Nu. Tu ești mango. Kiwi acolo în spate. Tu ești mango. Tu ești mango, tu ești fatele. Tu ești fatele. Tu ești o răutate, o răutate, o răutate, o răutate, o răutate. Ia. Da! Nu mușca, un puțito ce ești. Un puțito ce ești. Ești un puțito, un puțito. Da, ăștia vor merge în casă pentru că au nevoie de căldură. Au reușit să-și trece cușca asta, au ros la cutiuță până nu mai stă capacul. Deci, practic, au ros toate marginile de la capac, nu mai poate să mai stea aici. Așa de suferiți sunt. Bag și vouă mâncare. Da, și congelatorul, bineînțeles, unde am marfa. Dar cam asta e abordarea actuală, spațiul de lucru. Asta m-a interesat foarte tare pentru a putea face în perioada următoare terarii și alte cele, racuri probabil de aluminiu, dacă o să am timp și finanțe să mă apuc de. Hai că te umplu de praf. Ești plin de praf. Hai, vino cu aici. Vino cu aici, prostul. Nu e foame? Nu e de mâncare. Degetele mele. Degetele mele, tot degetele. Și la tot degetele mele. Vino cu aici. I-am făcut baie fraierului. L-am spălat că e jegos. E jegos. E foarte jegos. Era foarte mult doar pentru că l-am cam neglijat în ultima vreme. Așa că domnul Cutiță a primit o băiță. Și acum mi s-a făcut foame. Hai să mâncăm niște salat. Ia, vine, prieten. Ia, bui. Bui. Nu-ți place? Varză? Vagabondule, ți-ți place brânza, ți-ți place mozzarella. Dar n-avem mozzarella acum, îți aduc mai târziu. Ce prostești. Hai că te-ai uscat aproape. Nu vrei nici asta?
Codiță este actor. Flaur sintetic de Origins a ieșit în vară. Am văzut că acum la 1 noiembrie o să apară Spy Among Friend cu Guy Pearce. Un alt film în care a apărut și el. Un rol minor, dar a apărut și el. Și eu. Și probabil la începutul anului o să apară Wednesday, un spin-off după Familia Addams, regizat de Tim Burton, unde din nou a avut acolo un mini rol. Da, domn. Da, te-ai jucat cu mânuță. Deci, suntem și noi cineva. Codiță are statutul de vedetă a casei la propriu. Celelalte animale nu sunt vedete atât de mari. Dar Codiță chiar este o vedetă care a apărut. Care apare la Netflix. O să apară pe Netflix. Și alte posturi americane. Mă gândesc la o chestie, aș încerca să fac o treabă, să pun un clip pe săptămână pe Patreon pentru cei care vor să susțină financiar canalul, pentru că am un plan de diverse chestii pe care vreau să le fac aici și m-ar ajuta destul de tare niște finanțe extra pe lângă ceea ce produc eu, pentru că mare parte în momentul de fapt ceea ce produc eu se duce către întreținerea tuturor ghioanelor. Aș aprecia mai mult să contribuie financiar cei care donează testoase non-stop și ele vor avea nevoie de buget pentru diverse cheltuieli, spațiu, hrană, etc. etc. Dar, nu știu, scrieți într-un comentariu ce părere aveți despre chestia asta, să pun un clip pe săptămână, pe Patreon, doar pentru Patreon, fără să ajungă vreodată pe public. Cam atât pentru astăzi, dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like. Distribuie să vadă și prietenii tăi și până data viitoare nu uita promova stelaristica și vizi toate animale. Pa, pa!